A dat hainele de Don Juan pe cele de șantier. Liviu Vârciu a fost filmat în timp ce făcea pe Marele Meșter, acolo unde își construiește supervila cu multe camere, terasă, cramă, dar și o sală de cinema. Fetelor, eu zic să vă uitați, așa chiar nu l-ați mai văzut niciodată. Liviu Vârciu s-a pus la adăpost. După ce în 2 luni și-a construit o vilă de toată frumusețea, acum artistul face inspecții dese pe șantier. Cum iarna mai are puțin și vine, Liviu nu vrea să-l găsească nepregătit. Așa că a găsit o soluție provizorie să-și ferească noua căsuță de apă, viscol și zăpadă. A pus acolo unde vor fi geamurile și ușile, folie. Îmbrăcat într-o pereche de blugi de culoare deschisă, un tricou de aceeași culoare și o geacă casual, Don Juanul a asortat la ținuta deloc obișnuită pentru el, o șapcă albastră, dar și căștile conectate la telefon, că doar nu se putea opri din muncă pentru a răspunde vreunui apel. Și cum doar cu multă muncă lucrurile ies ca la carte, artistul s-a plimbat agitat pe lângă muncitori, gesticulând, semn că el este șeful lucrărilor.